Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit pe programul meu de YouTube de Gătesc Vegan, Raw Vegan. Astăzi vă voi prezenta o rețetă de tort raw vegan cu blat de ciocolată și cremă de căpșuni. Ingredientele pentru blatul de ciocolată sunt 260 de grame de migdale hidratate peste noapte, 120 de grame de curmale hidratate 2-3 ore sau chiar 4 ore, 40 de grame de pudră de roșcove. Se pune totul în Thermomix TM6, la mixat, pentru 30 de secunde, viteza 10. Să vedem cum procedăm în continuare. Am pregătit aici pudra de roșcove 40 de grame, 260 de grame de migdale hidratate peste noapte și curmalele 120 de grame hidratate 2-3 ore. Punem migdalele în robotul Thermomix, pudra de roșcove și curmalele. Pregătim robotul la 30 de secunde. Hai. Am pus capacul, viteza 10 și mixăm. Am obținut o cremă după mixare omogenă, în același timp este lipicioasă. Numai bună pentru formarea blatului în forma necesară. Aceasta este forma pe care o folosesc eu, de 20 de centimetri. Acum punem blatul în formă și îl uniformizăm. Ne ajutăm de o lingură. Și la sfârșit, având mâinile curate, putem să ne folosim și de mână. Acum uniformizăm bine blatul pentru a crea o formă cât de cât bună. După ce am terminat de uniformizat bine, îl dăm la rece până când facem crema. Așa arată. Acum am pregătit ingredientele pentru crema de ciocolată, la care folosim 250 de grame de ulei de cocos topit, 250 de ml de unt de cacao topit, lapte de caju 250 de grame, caju 300 de grame hidratat peste noapte, 120 de grame de curmale hidratate 2-3 ore și 100 de grame de pudră de roșcove. Începem procedeul pentru crema de ciocolată. Punem în bolul de mixare unde am făcut blatul, caju. Curmale. Pudra de roșcove uleiul de cocos untul vegan și laptele de caju. Le mixăm toate împreună pentru 1 minut și 30 de secunde aproximativ, la viteză mare. Crema este gata, așa arată crema noastră.
Acum o vom turna peste blatul făcut mai devreme. Acum o transferăm crema peste blat. După care o aranjăm bine, o dăm la rece, între timp procedăm cu crema de căpșun. Deci cam așa arată. Acum pregătim tortul, să-l punem la frigider până facem crema de căpșuni. Pentru crema de căpșuni avem nevoie de următoarele ingrediente. 20 de grame de unt vegan topit, ne trebuie 130 de grame de caju, 100 de grame de căpșuni congelate, ulei de cocos 100 de grame și opțional 50 de ml de zeamă de lămâie. Acum urmează procedeul pentru crema de căpșuni. Punem caju, untul topit vegan, uleiul de cocos, căpșunile congelate, și zeama de lămâie, care este opțională. Acum punem la mixare un minut pentru la viteza 4. Crema mea este gata. Acum urmează să o punem peste crema de ciocolată. Turnăm crema de căpșuni și o aranjăm frumos peste crema de ciocolată. Acesta va fi un tort de Sfântul Valentin sau de Dragobete, de ziua îndrăgostiților. După care vom urna cu niște căpșuni trase în ciocolată. Apoi va fi dat la congelator pentru 2-3 ore și va fi servit după. Poftă bună! Acesta este tortul meu, vă doresc poftă bună! Vă rog frumos, dacă v-a plăcut rețeta mea și rețetele mele, să lăsați un like, subscribe și ne vedem la următoarea rețetă. O zi frumoasă!